La ședința Consiliului Județean Hunedoara de săptămâna trecută, printre proiectele adoptate de aleșii județeni, s-a numărat și cel care face referire la aprobarea prețului pentru apa potabilă și a tarifului pentru canalizare-epurare pentru aria de operare a Societății Comerciale Apa Prodesa Deva. Întrebat cu privire la majorarea prețului apei furnizate de operatorul Apa Prod, Costel Avram, administratorul public al județului Hunedoara, a transmis că majorarea de 30 de bani pe metrul cub este calculată strict în raport cu inflația, pentru a nu împovăra populația județului Hunedoara în condițiile în care tarifele la utilități aproape că au explodat.